Pulse. I wanna enjoy the hits. I'm gonna love you, love you. This is Good Vibe Station. În mintea copiilor. Greg și Cernat o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Nu renunțăm la rubrica asta și nu o să renunțăm niciodată. Eu abia aștept să vină Moș Nicolae, să vină Moș Crăciun, să întrebăm pe copii una alta, dar până atunci o dăm în mintea copiilor. Avem o altă, să spunem așa, discuție pe care vrem să o purtăm și cu asta, voi, deoarece... cu micuții și cu micuțele noastre colege de emisiune. Exact, în fiecare casă există reguli. Da. Una dintre reguli este... pentru Emma, nu e de la mine. Am că înțeles. Dacă era după mine, nu era nicio regulă, da? Este când intră în casă, primul lucru să se spele pe mâini. Pe mâini, da. Evident, dimineața și seara nu există să nu se spele pe dinți. Corect. Ce reguli mai sunt? Să nu mai scape din mână, dar nu. Asta nu, seamănă cu cineva aici, nu știu cu cine seamănă. Da, nu știu. N-am nu idee, ce, scapă și el, adică da. Scapă și el din când în când, cafeaua, adică zilnic. Zilnic și umple cana aia și e o varsă. Deci, inevitabil. Bine, e adevărat că fiind plină ochi, n-ai cum să nu o vergi. Nu, și când e pe jumătate goală. O vergi, da. Sau jumătate plină, ca să fii optimist, da? Da, pe jumătate plină, da. Înțelegi. Da. Corect. Și, evident, că are tot felul de interdicții normale. De exemplu, cu telefonul, cu... Bine, nu de tot, dar are niște interdicții. N-ai voie să faci aia sau n-ai voie să faci aia. Da, există de un exemplu, set de reguli. Nu are voie, dar bine, n-are voie. Ea are o chestie, deci își desenează cu cariocile pe mână, brățări, tatuaje. Auzi, dar pereții nu i-a desenat? Nu, niciodată. Niciodată, da. Asta e culmea, niciodată. Niciodată, da. Niciodată. Una dintre fete la mine, da, cealaltă nu. Una scotea făina și mălaiul și tot ce era până... A, pe bune? Da, trebuia... Deci era tape pe peste tot, știi, cum zi scoci de la șmecher, lipeam toate zi sertare de la bucătărie. A, pe bune? Da, nu era... N-am avut probleme de asta. Era scotea mălaiul, făcea, gătea făina, wow. Era foarte mișto să curesc carpetele și covoarele, deosebit. Da, noi avem o întrebare pentru copii, foarte, foarte simplă. Ce îți interzic părinții să faci? Ce n-ai voie? Da, deci, ce n-ai voie să faci acasă? Care sunt regulile și pe care... Acasă. Da, care e regula pe care tu trebuie să o respecti? De exemplu, trebuie să te speli pe mâini în momentul în care intri în casă. Nu ai voie să intri încălțat în casă. Sau da, nu ai voie... Da, trebuie să te culci la 9. Sau nu ai voie să desenezi pereții. Sau nu ai voie la telefon. Sau, în principiu, întrebarea pentru voi este ce nu ai voie așa ce ți interzic părinții să faci? Corect. Nu la modul de tot. Care-s regulile, da? Regulile, da. Și regulile de obicei încep cu nu ai voie. Da. Asta e o chestiune greu. Adică am avut un... stat de vorbă, da, mai degrabă balcanică, dar, mă rog, cu influențe mari din România. Am stat de vorbă cu un psiholog de copii ordinar și mi-a spus să încerc să scot cuvântul nu din vocabular atunci când mă adresez. Copilul mai trebuie să știe că există și reguli. Da, da, da. El e de acord, spunea că e foarte bine să ai reguli, dar în loc să spui n-ai voie să te duci la priză, ar fi mai bine să spun mi-ar plăcea să te duci în direcția cealaltă sau mi-ar plăcea să faci altceva, să nu folosesc cuvântul nu. 0754222999 este numărul nostru de WhatsApp, o dăm în mintea copiilor cu ai voștri și ai noștri dragi copii și ai noștri dragi colegi mai mici. Care sunt regulile? Ce nu ai voie să faci? Ce ți interzic părinții să faci? Da? Hai să spunem deja. Da, mai întâi așa, un bună dimineața. Bună, Radoipu. Bună, Radoipu. Bună. Tu Vladuș din București. Da. Și? Și ascult din Prăscăiasă. O pizza cu scârbici. Bună, Radoipu. Eu sunt Alexia din București. Da. Și vă ascult înspre școală. Pupice cu scârbici. Mulțumim, vă pupăm. Spor la școală, la grădință, la creșă. Unde vă duceți? Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls, da. Eu sunt Daria și pe mine mami nu mă lasă să mă machiez. Acum și tu la mine. Și nu mă lasă să stau foarte mult pe telefon. Dar oricum o iubesc. Bineînțeles că o iubesc. Cum să nu o iubesc? Și la un moment dat copiii înțeleg și ei și încep să înțeleagă că efectiv este mai bine pentru ei. Că ceea ce interdicțiile astea care la început nu le plac absolut deloc, în timp așa își dau seama că măi, este bine.
Este bine. Oricum de machiat, de exemplu, la cât de pasionată e. Pe, da, noi, pe noi ne amuză, noi o lăsăm că ne amuză, înțelegi? Mama, să vezi când se pune în oglindă și începe să se macheze, să-și dea cu de alea pe față, bine, din când în când, că știi cum e. Normal. Produsele de make-up îți mai strică-te, nu chiar dacă ești copil, dar momentan, uite, interdicția asta încă nu avem. Cu ce? Cu, cu machiatul. Machiajul? Nu, nu. O să-i treacă părerea mea, o să-i treacă repede. Da, evident. Și o să fie interdicție când o să mai fie cu machiaj. Ce vă interzic vouă, părinții, să faceți? Care-ți regulile? Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Sunt Descălu Adrian din Timișoara. Ok. Și eu nu am voie să, să, să nu mă spăl pe dinți. Pa, pa! Asta da. Evident. Și Ema, dimineața și seara. Neapărat. Ema, te-ai spălat pe dinți? Întrebarea. Te-ai spălat pe dinți? Nu, da, sau zice, uneori mai zice, da, m-am spălat. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Da. Eu sunt Cati din Sibiu, da. Și regula mea e că nu avem voie în timpul săptămânii la tabletă sau la Nintendo. Okay. Numai dacă luăm fubăul. Cu ăla cafeluță. Așa să fie. Ce tare, deci trebuie să ia FB-uri ca să aibă voie la... Da, mișto, interesant. Neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Ea din Cluj și da. Ce nu am voie să fac e să nu să nu alerg pe sus și să nu am voie, nu mai am voie să îmi las jucăriile împrăștiate după ce mă joc cu ele. Pa, da. Asta este, iarăși, nici Ema n-are voie asta, dar le face. Deci când uite, se joacă... un mesaj interesant de la, un, de la Andrei din Craiova, care are 33 de ani. Apropo, de ce vorbeam noi, știi, zice, până la 5-6 ani am crezut că numele meu este Nu ai voie. Cum te cheamă? Nu ai voie! Nu ai voie! Sau cum te cheamă? Nu! Nu! 0754-222-999, foarte multe mesaje de la copii, ce nu ai voie să faci, ce-ți interzic părinții să faci și cam care sunt regulile, ia să auzi dimineața. Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Patrick din Cluj, Napoca. Ok. Și n-am voie să mă uit mult pe telefon seara și dimineața. Dimineața. Ce drept. Asta e mai bine, că oricum toată viața o să stai pe... Bună dimineața, la din Porsuneanis, din Târgu Mureș. Da. Și părinții mei îmi interzice că nu am voie decât doar pe telefon vinerea și sâmbăta și duminica. Spau la cafeluță. Mulțumim. 3 zile din 4 au hotărât părinții, da. Ok. Stai pe weekend, pupiscuș chipii. Aoleu, stai puțin că mai era unul, da, bună dimineața. Dar atentul pe mine mă cheamă Maria din Timișoara și mă duc spre Dunțășcă. Da. Și mami și tati nu mă lasă să mănâncă fiecare zi dulce decât numai în vacanță, pupiscuș chipii. Deci are voie dulce doar în vacanță. Am înțeles bine? Da. Ne întoarcem la voi, dragi copii. Eu dăm, sigur, în continuare mintea copiilor, dar prin mintea părinților puțin. Ce nu ai voie, ce ți interzic părinții să faci? De fapt, noi acum aflăm ce e mintea părinților, știi? Exact, da. Asta aflăm. Ce nu ai voie să faci, ce ți interzic părinții, care sunt regulile casei, cum s-ar spune, la 0754-222-999. Revenim imediat. Dimineața Petroi. Non-stop hits. Impulse Radio. În mintea copiilor. Grig și Cernat o dau în mintea copiilor. E, nici chiar. Așa e, o dăm în mintea copiilor. Every morning, dragii noștri, vă întrebarăm ceva mai devreme în felul următor. Ce n-aveți voie? Ce reguli sunt la voi în familie? Ce n-aveți voie să faceți? Ce nu vă lasă părinții, mami, tati, bunicii? Ce nu vă lasă să faceți? Ce n-aveți voie să faceți? Bună dimineața! Neața. Bună, Radio Impuls! Eu sunt Nic din Brașov și n-am voie să mă joc pe telefon. Bună dimineața, Radio Impuls! Eu sunt Dimit din Bafoș, din Brașov. Așa. Și n-am voie să mă bat cu mâncare acasă. N-are voie să se bată cu mâncare acasă. Iată, și Marc din Cluj zice: părinții nu mă lasă să mă joc pe PlayStation în timpul săptămânii, doar în weekend am voie. Băi, nu cred că e rău, știi, că dacă și pe mine m-ai lăsat cu PlayStation-ul ăla, am jucat odată Wii de ăla, nu știu cum să zic. Da. Cuvântul meu de onoare, stăteam în fața televizorului, eram, mă uita Dumnezeu cu orele.
Bună, Radio Impuls, sunt Anastasia din Timișoara și merg spre școală. Da. Regula care mi-o zic părinții este că n-am voie să... N-am voie să intru încălțat în casă. Așa e. Pentru că pătesc ovoarele. Pa, mulți pupici cu sclipici, o zi faină. La noi este cu microbi. Aduci microbi în casă. Da, da. Dă-le încolo de covoare. Microbi, domnule, bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Naomi din București. Da. Am 7 ani și mami nu... Îmi dă voie foarte multe chestii. De exemplu, nu-mi dă voie să mă uit pe telefon în cursul săptămânii. Okay. Nu-mi dă voie să mă machiez cu machiajele ei. Așa. Și nu mai îmi dă voie până nu-mi termin temele să mă joc. Hai, cu pupici, cu sclipici și sfârlă la cafeluță. Mulțumim, pupici, cu mulți, mulți, mulți sclipici și ție. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Sonia. Bună, da. Sonia. Și n-am voie să intru încălțată și nespălată în casă. Pupici cu sclipici, măi, la revedere. Și cum faci? Te speli afară? Cum? La lighean, cum era pe vremuri. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls! Mă numesc Elena din București, da? Și eu n-am voie să mă machiez și să mănânc prea multe dulciuri și prea mulți cartofi prăjiți. Pupici cu sclipici! Da. Ce simpatii sunt. Nu știu, eu cred că am întâlnit doar o singură persoană, nu știu, care nu-i plăceau cartofii prăjiți și eu aș mânca într-una, dragi copii. Vai, nu e bine, să știi. S-a făcut poftă. Și mie. Hai de mine. Nu e bine, mie îmi place cu oricutele mea rasă deasupra, ori cu cașcaval. Eu mănânc și cartofi prăjiți cu cartofi prăjiți. Da, și eu. Da, bună dimineața. Neața, băieți. Neața. Sunt Ema din Timișoara. Da. Iar cea mai mare chestie care eu n-am voie să o fac e să mă măzgălesc pe mâini. Oh, păi da, pe Ema. Da. Ema din București. Ema din București, da. N-are voie să măzgălească pe mâini, dar vine, știi cum vine, zici că este, ce să zic, zombi. Vine cu niște mâini. Da, mă, da, fata învață, scrie, evident. Normal să se mai murdărească. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Ionuț și tati mă lasă cu telefonul numai în vacanță. E bine că ai telefon, ca să mai și glumim. Are voie cu telefon doar în vacanță, nu? Da. Da, tare, neața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Andra din Cluj. Da. Și eu nu am voie, da, să... Eu nu am voie să-mi cumpăr la jucărie până nu primesc 3 fuburi. Spor la cafeluță, pupici cu slipici. Deci până nu primește 3 fb-uri. Da, nu mai este cu note. Acum e cu fb. Fb e 10, nu? Așa era odinioară, da, nu? Da, da, da. Sau 9-50. Și cel mai puțin este insuficient. Insuficient? Nu, cred, habar n-am ce e fb. Cred că e, nu că e fb plus? Nu, o fi și 10 fb plus. Habar n-am. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Mă numesc Elena din București. Da? Și eu n-am voie să mă machiez, okay, și să mănânc prea multe dulciuri și prea mulți cartofi prăjiți. Pupici cu sclipici. Pupici cu sclipici și ție, neața. Pe mine mă cheamă, nu am voie. Am 7 ani și jumate și sunt în Cluj. Pupici cu sclipici. Te salutăm, îți spunem bună dimineața, nu am voie. Nu am voie. Ce n-avem voie? Hai să vedem. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Matei, da, din Timișoara, okay. Moșnița nouă, de fapt. Și așa. Singura mea regulă este că n-am voie să lovesc pupici cu slipici. Pa, pa! Înseamnă că ai lovit, da. Păi asta nu este ceva rău. Fiindcă da, nu e frumos, nu să lovești. Nu e bine, da, să te bați, da, și să lovești. Bine, da, să se bată, nu, dar așa, să lovească, fiindcă în general lovitura doare. Nu e așa? Da, noi am apucat niște, da, timpuri. Bună care... dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Teodora din Sibiu, da, și acum mă îndrept spre școală. Mami mă lasă la aproape tot, dar cu măsură, pupici cu sclipici. Da, asta e o abordare. Mulțumim, pupici cu sclipici și ție. Chiar e. Ai voie aproape orice, dar cu măsură. Da, foarte interesant.
Dar destule, nu ai voie. Sunt prea multe variabile. Aproape orice, prima variabilă, cu măsură care e măsură. Dimineața, Greg și Cosmin, suntem aici din Timișoara și merg pe școală și părinții mă lasă să fac ce vreau, dar cu limite. Iarăși, mă lasă să fac ce vreau, doar cu limită. Încă un mesaj repede, repede, bună dimineața! Dimineața, Radio Impuls, eu sunt Dania din Cluj. Da. Și mami și tati nu mă lasă să stau de pe scări pe pat. Pa, Radio Impuls! Da. Păpat, păpat, să stricați paturile. Am stricat și noi paturile, la bunici, la mătuși. Da, nu e de pat, tot. Să nu te strici tu. Să nu te strici tu, da. Dragi copii, vă pupăm, bună dimineața. Spor la școală, spor la învățătură, spor la ce aveți voi în dimineața asta de făcut. Trebuie să luăm repede o pauză. Ne întoarcem la Nadina Zisu, vine cu știrile. Nu lipsim aici în mintea copiilor în fiecare dimineață. În fiecare dimineață, da. Și evident, nu lipsim nici de la întâlnirea cu voi. Neața. Dimineața pe doi. This is...